bine ați venit în Grădina cu Idei. Astăzi este, ce zi astăzi? Luni. Și ne pregătim să facem o călătorie spre Bârlad și câteva locuri din apropierea Bârladului. Însă acum suntem blocați, o mașină blocată și la din parcare. Și deși ne-am pornit cu noaptea în cap, nu chiar cu noaptea în cap, ne-am pornit de dimineață să, în călătoria noastră, nu putem pleca pentru că nu avem pe unde să ieșim cu mașina. Nicu e acolo și face rugăciuni și la Doamne, Doamne și la șofer să vină mai repede să-și ia mașina. Hai pe ăsta, cred că-i. Bine? Nu? Am zis, dar și din cap fără că te curți. Nu se poate face ceva. Da. Dar Nicu claxonează acum. I-am spus să folosească alfabetul Morse. Poate șoferul își dă seama că e un strigăt de ajutor. Luați-vă mașina de aici. Și a venit. A venit șoferul. Și Nicu e foarte, foarte supărat. Sigur, acum curg multe înjurături. A venit? Da. Nici măcar scuză nu știi să zici. Aia de asta nu se învață la școală. Da. O lipsi la lecția cu scuzele. Și tantea de acolo care se prind așa ca un leu în cușcă. E și e supărată? Și ofuscată? Învățați-l măcar să-și ceară scuze. Dacă nu știi altceva. Da, trebuie să învețe și mama lui întâi să ceară scuze. Trebuie să învețe și mama lui ideea întâi să prindă. După aia și avem și spectatori, o tante bucătar, care și-a supărată. Și are așa în mână un de la de curățat cartofi. Se iradă barba șoferului. Ura, și am plecat. În sfârșit am plecat. Nu dura mult în bălăul. Să-ți
să cânt și la Marian să facem palubă. Da? Dar eu zic și ieci, hai să o nu e vostea de două din ieri, zic, hai să nu vine nicu' jos. Da, el are de mâncare? Păi asta... Asta n-am mai întrebă. Hai, la eu, cu păi da, eu zic și mie, hai, nu vii slăbi. Ah. Măi cățelule, măi.